Care sunt drepturile contribuabilului în cazul unui control fiscal și cum ar trebui să reacționeze un administrator de firmă sau PFA, persoană fizică autorizată, când crede că drepturile au fost încălcate? Ca preambul, tematica controlului fiscal e una de continuă actualitate și un never-ending story, ca să zic așa, mai ales pe fondul a unei agresivități sporite pe care am constatat-o acum din partea autorităților fiscale. Apropo de drepturi, ne facem datoria, să spunem, de formatori de opinie și de consultanți fiscali, în a menționa că procedural contribuabilii au o serie întreagă de proceduri și de drepturi în a contracara, să spunem, atitudinea unor inspectori fiscali sau în a schimba deznodământul unui raport de inspecție fiscală. De cele mai multe ori, însă, contribuabilii nu folosesc în totalitate aceste drepturi și de aceea doream să menționez doar două, trei dintre ele, care mi se par relevante. În primul rând, o comunicare permanentă în timpul controlului fiscal cu inspectorii fiscali. Aceștia sunt obligați să aducă la cunoștință administratorului sau reprezentantului companiei respective, întotdeauna pe parcursul controlului, punctele vizate sau constatările preliminare. De cele mai multe ori, aceste constatări pot fi ajustate în funcție de, dacă contribuabilul știe de ele, în funcție de documente suport suplimentare aduse de contribuabil, refacerea unor documente și sunt exemple banale în acest sens, dar care se întâmplă, dar care au o însemnătate foarte mare pentru deznodământul unui control fiscal, cum ar fi, să spunem, potențiala respingerea dreptului de deducere a TVA în baza unor facturi incorrecte, incomplete. De multe ori primim de la furnizorii noștri facturi care nu au toate datele menționate de lege, motiv suficient pentru inspector în a anula dreptul de deducere. Dacă aceste situații sunt expuse din timp contribuabilului, el poate să ia măsuri, poate să se întoarcă la furnizorii acestuia și să ceară corectarea facturilor sau obținerea unor documente suplimentare, de exemplu, în cazul unor tranzacții intracomunitare, să spunem, sunt exemplele clasice. Dacă nu se întâmplă acest lucru, ne trezim cu un raport de inspecție fiscală pe masă, gata pentru a fi semnat și apoi intrăm în acțiunile procedurale de contestare și în instanță eventual, fără a face tot posibilul în a preveni astfel de acțiuni. Iarăși de menționat că inspectorii nu pot face verificări departe de contribuabil, apropo de comunicarea cu acesta, și nu se pot întoarce direct cu un raport de inspecție fiscală. Sunt iarăși niște pași procedurali importanți, în sensul că inspectorii fiscali trebuie să vină cu un draft de raport fiscal care trebuie să fie discutat la mod oficial. Există o discuție finală cu contribuabilul și acesta poate să-și exprime și punctul de vedere scris. Toate aceste acțiuni vor fi consemnate în raportul de inspecție fiscală și vor influența, să spunem, derularea cazului pe viitor. Astea ar fi doar câteva exemple, să spunem, de drepturi. Bun, am discutat acum de drepturi. Haideți să ne referim și la lucruri concrete. Mulți cititori întrebau la un moment dat cam care este perioada care poate fi controlată de către inspectorii fiscali. Chiar unul dintre cititori i-a dat un exemplu că este persoană fizică autorizată din 2006 și încă nu a avut niciun control fiscal. Da, astfel de exemple nu sunt deloc rare. Are legătură și cu aparatul de control, care, bineînțeles, este de multe ori insuficient pentru multitudinea contribuabililor și mai ales APF-urilor. Aici o altă discuție este ce facem pentru a reduce acest aparat sau obligațiile birocratice impuse de un astfel de aparat și aici au fost luate niște măsuri în a reduce înregistrările de TVA, doar un exemplu, dar pentru a ne întoarce la întrebare, se întâmplă de multe ori ca contribuabilii să nu fie controlați pentru mulți ani de zile. Ceea ce trebuie de știut este că perioada de prescripție este clară în lege și este de 5 ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor perioadei necontrolate.
Deci, practic, dacă un contribuabil nu a fost controlat din 2006, operațiunile desfășurate în 2006 și 2007 nu mai pot fi controlate. Da? Practic, numărăm începând cu anul 2008. Bun, acum haideți să discutăm puțin de zonele predilecte pentru a fi controlate, da? Pentru că bănuiesc că există mai multe zone care în general sunt, să spunem așa, preferate de către inspectorii fiscali. Care sunt acestea? Exact. În principiu sunt zone vechi și zone noi. Predilect a rămas această zonă a comerțului internațional, dacă vorbim, să spunem, de obligațiile de raportare și de colectare a TVA-ului, pentru a beneficia de scutiri de TVA în această zonă de livrări intracomunitare, exporturi, operațiuni complexe cu țări UE sau non-UE. Există o întreagă documentație suport care trebuie să fie furnizată de contribuabil și de cele mai multe ori asta este o zonă predilectă. Se întâmplă, am văzut cazuri și de forțare a părții formale documentare din partea fiscului, să spunem cazuri chiar abuzive, le-aș numi. Și aici sunt două elemente, din nou întoarcem la buna pregătire a contribuabilului și a documentației aferente înainte de începerea unui astfel de control și doi, de cunoașterea procedurii și legii nu numai românești, ci și europene, care ne apără de multe ori împotriva unor astfel de, să spunem, viziuni prea formale a autorităților fiscale. O altă zonă pe care am constatat-o în ultima vreme și este zona predilectă, este verificarea riscului de dependență. Există acest principiu fiscal prin care o relație contractuală poate fi recalificată și aici vorbesc de contracte în general cu persoane fizice autorizate, în cazul în care se constată că aceste relații contractuale de fapt au o natură salarială. Și sunt industrii predilecte care folosesc acest sistem de relaționare și sunt supuse în general controlului. Iarăși o zonă care este dintotdeauna în vederea autorităților fiscale este partea de achiziții de servicii externe și zona de control se referă la justificarea acestora. Atenție la orice fel de achiziție de serviciu, de management, de consultanță și la justificarea acestora. Nu sunt acceptate în general facturi de servicii fără documentație reală, suport primită de la companiile mamă, care sunt văzute de multe ori de către autoritățile fiscale ca o modalitate de, să spunem, de schimbarea poziției fiscale în cadrul unui grup.